O, Hristos a înviat la toată lumea. Așa îmi place că răspundeți cu adevărat a înviat. Prietena, cu dimineața ne-am trezit și plecăm către biserică. Trebuie să luăm Paștele. A, bă, ia nici nouă. O, da, uitați-mă ouăle, fraților. Și da, trebuie să ne ciungim acolo la biserică, în fața bisericii, așa e la noi. Da, să-l vedeți pe Leuțu cum e îmbrăcat. Inspectorul Hari. Bă, dar mi-a dat și într-o batistă în ceva. Dar ți-a pus și într-o batistă ceva. Nimic. Acolo. Hai bagă aici, lasă-mă de mult aici. Stai așa. Dar să spargă aici și găsește aici, na. Aici? Bă, că e acolo, nu. Uite. Bă, să spargă. Lasă-mă vine. Gata, prieteni, am plecat de la biserică, am luat aici, am luat Paștele aici. Și mergem să îl împărțim acum. Paștele. Bă, neamul lor, nu, de la... Cine ai plăcerea? Cine găsești în stradă? Pe cine ale găsești? Ale noastre trebuie să stai pe afară. Da. Era o dată pirandele, le bătrâni. Deci de numai la femei, mă refer. Numai la femei. Paște. Da, da. Numai la femei, da. Mergem la sora lui Cătălință, la Verdeana. O luăm roată, așa încet, pe la tot neam. Pe aia la Dana. Deci mătușă. Să s-a înviat. Adevărat. Ia ține ca să hai. Ia că n-am văzut, bun acum. Să s-a înviat. Ia ține de lucru de camera. Hai. Să s-a înviat. Bun acum. Adevărat a înviat. Ania, amin, ania, bubăr. Doamne ajută. Ai îmbarcare. Ai în bascaja, să vezi. Cine este? Veste de călătorul. Împărțim Paștele, cioaba, așa trebuie. Da, așa. Hai, vii la masă, bucătare. A, nu putem, mai târziu, mai încolo, avem timp. Ia un plâns până acum. Direct cu plutonerul căpșură. Da, plutonerul căpșură, ia uite. Vă-l tirare. Păi de la 3 a luat Paștele. Da, mi-a zis. Da. La ora 12 am văzut toate slujbele, eu cu ciolofricul. Hai. Și eu n-am voie cu pocăiți. Afară cu pocăiți. Păi nu, azi nu. Hai. Hai, ne vedem mai târziu. Hai, vedem. Da, mă duc la Dana, la Dana. Acum, unde era bine, nu? Nu, acum din la biserică. Acum mă duc, hai. Vede nașul mașina lui, îmbrăcutată strihaia. Da.
Ia uite nașule cum unde umblă mașina. Toată strehaia. Hai să coborăm. Lamă, ce faci, mă? Să fii sănătos, să aduci în fiecare an. Să rămână, mătușă. Să te trăiești, să te trăiești. Hai să trăiești, să fii sănătos, să aduci în... Tradiția, da. Trebuie să se învârte așa. Așa e bine. Da. La roșu trebuie să mă îmbrac. Hristos a înviat, Ana. Adevărat a înviat. Uite, Dana, vezi că știe, la roșu s-a îmbrăcat. La roșu. Hai să vezi, trebuie să învârte, să vezi să se învârte, așa, da. Așa când dai paște, trebuie să învârte, așa e bine. Vezi, știe, Dana, tradiția bătrânească. A romilor. La mergem acum la Ailan. Nu știu, prieteni, vă place. Oficiala unde e? E acasă. Ofi. Hai să vedem un cafea, un suc. Oh, nu pot acum, nu. Luc, avem, avem de mers. Și după aia avem... Să vezi la noi. Păi da, vei. După aia stăm la masă, noi. Marița, bună! Bună! La verde! Adevărat a înviat! Bucătare! Ce faci, Marițo? Bine! Hristos a înviat! Bucătare! Să fii sănătos! Hristos a înviat! Hai da, bibi! Hai, bibi! O, de Vahtalo vine! Apoi eu, că s-a înviat. Vahtalo, că ne-a zis doar. Paște fericit! Paște fericit! Hai, 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 ce? Iau, iau, n-ai voie, vedeți? Paștele s-a dus, n-are voie pe jos. Da, asta. Lasă, n-are nimic, n-are nimic. N-are nimic. Nu, nu, mașina. Aaa, Maria, ia uitați pe Denisa ce frumoasă e îmbrăcată azi în ziua de Paști. Ia uitați ce frumoasă e. Ia e Marița, o știți pe Marița, da? Unde e Bobocul, Marița? Pe cine? La bunica pe. Uitați ce frumos costum. Da, stos. Cu penele de la pana. Cadea. Denisa, cadea. Cadea, ele care nu va stora, când cadea. Cadea, 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 cadea. Mai avem. Doamna Cutunița! Sunteți acasă? Șefa, șefa Cutunița. Aaaa, mălire, lasă-mă tu aici. Păi așa e frumos să vă așteptă. A mers la sora ta, la Dana, era în roșu. De la Nașa. Nu l-am luat pe ăsta, nu l-am luat. De ce l-ai luat pe ăsta? Învârte-te cum face Dana, în roșu, să o vezi pe Dana. Doamne ajută! Păi după ce mănânci? Cu s-a înviat, cu tunicio. Adevărat că am iat. Doamne ajută! Deci tu paște? Da. Ai nebucioara, nebuvăr, și pe țigănește. Păi da. La mine e sicilat aici.
Doamne ajută-ne, uite, să fii sănătos, să aducem fiecare an. Ce ai băgat la cuptor? Nimic, eram îmbrăcată. Lasă că avem timp pe ceasul abia nou. Am făcut casă, Joles. Hai, cioabă, hai! Salut, prieteni! Salut, salut, prietenule! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hai, că avem în pace! Ai baftalul, te-ai nebut și ăla, nebut, bă, fabă! Hai! Nici un om este trăit, ai baftalul, te-a dus pe fiecare an! Da, Doamne ajută să trăiesc, cioabă! Buzată! Uite, mă! Hristos a înviat! Viața adevărat, în viață, ne aduceți Paște în mulți ani. Doamne ajută! Doamne ajută să ne aduceți Paște în fiecare an. Măria, îmi pare rău, încă e în doliu și... Da. Ia uitați-o pe... Hai la masă! Unde-i Sara? Sara! Sara doarme. E obosită. Buzată! Hai bă, Badea! Badea! Te duci mai la goipoane, ai șterg vasele! Hai, uite, fuge de noi, vezi? Fuge de, de noi, fuge, Badea! Îți spală vasele la goipoane! Hai, pisă! Păi da? Păi da, unde-i Badea? De ce fugi? Nu mă la goipoane, îi spală vasăre, tacâmurile. Hristos a înviat. Adevărat a înviat, un pas și fericit. Dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajută și vouă să trăiți, să fie cu vin. Așa da, e să pun Paște de fi. Da, ne îmbătăm. Da, hai. Ce dragi la ala? Pipa? Pipa nu-i bătezată. Da. Oh, Pipa! Archer, salut! Ia să vedem pe cutunița. Ce-o pregătiți tu? Ai pus acolo masa. Dar stai cu bretelele date peste cap, așa. Bă, chiar nu vă zic că bretelele le-am peste cap. Hai, ia să vedem. Ce ai pregătit aici? Nu, eu nu am pregătit. Acum am hai, du-o astea, le uciu acolo. Nu e acolo, știu, frumos, jos. Aici gintele e lucarne, tot. Mamă, purcănelul, carne, e bun. Uitați aici, candela. Șoricul, cum e? L-am rupt. Pune și tu pe fiecare, pe tavă, alea, alea. Stai tu, bă, acum băgai cuptorul, mă, să pun mielul. Mielul? Păi zici să pui de acum, că vine cineva la noi, ne găsește acolo cu masa goală, nu-i bine. Ia răuțule, fă și mie nici o cafă. Vezi cafeaua mea, bă. Să le punem ouăle aici, a? Aici, mișto. Să iei mișto acolo la mașină de cusut. Mamă, păsărările au distrus tot. Adică laptele și zahărul. Uitați cum își bag ciocul pe aici. Am fost la tot neamul cu Tunițo. Peste tot.
Bă, așa-i bine, așa-i bine, trebuie să împarți trupul lui Iisus. Atât ale noastre pirandele n-au voie să ducă la Paști. Doar fetele mari, care sunt măritate, nu au voie. Și nu ați văzut pe mine, Leuțule, să ies la oameni aici. Hai să duci omul, vrei? Hai, ia un nou. El, cine? Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Oh, băi, azi toți mi-au spart aici, ouăle. Ține că a venit astfel, bine, pune-o să vin să le spun la oameni. Hristos a înviat. Și să revenim la asta cu partea cu pirandele. Deci ale noastre care sunt măritate nu au voie, respectând tradiția romilor țigănească, nu au voie să ducă în biserică să adună pași. Doar fetele mari, nemăritate. Deci fetele poate să aibă 17-18 ani, mă rog, dar dacă nu sunt măritate, poate să ducă, să ducă Paști. Deci asta era tradiție, nu știu de ce, nu știu, chiar dacă mă întrebați de ce, nu știu de ce. Așa a fost lăsată și așa am respectat-o de când suntem noi romii. Unde-i nașul Mariei? Vom respecta în continuare, da. Oare are semnal dacă îl sunt? Azi ne vom duce pe la neamuri, vom petrece și noi la ăla o țâră, la ăla o țâră și se adună. Până te îmbeți. Un par la ăla, la ăla, la ăla și tot așa. Da, da! Mami! Cotună! Au venit clujenii! Nobini, amu, mă! Amu! Au venit de la Cluj. Ei de la Aurel, știți, de la Cluj. De la Mintiu, Gherlei. Ăștia se grăbesc. Zauzi, vedeți cum vine cu Paștele. Ei, asta e să vă zic. Asta e o datorie. Eu am fost la ei și obligatoriu trebuie să vină înapoi la mine aici. Alo, domnul de la Cluj, hai să dăm și noi un par de a noastră, de oltenească, 22 de grade, nu avem ce aveți voi acolo. Ce prințesă avem noi aici? Hai să-l tu știu. Mă, cum e prințesa asta îmbrăcată în frez? Al lui Iorguț. Al lui Iorguț? E frumoasă, e. Vino în coasă, te pun și eu, că așa Maria. E de Paște. Hai. Nu trebuie să te mai încertăm. E de frumoasă, e. Deci, cum are de ți-e place mult de ea, de fetița asta. Dacă am încercat, ne mai încercăm. Noi suntem certați, de aia nu vorbim. S-au prins la biserică să se ia la bătaia. Era cu pe aceea acolo în biserică să ne dăm câte una. Și în biserică, Maria? Da. I-am zis de aia, nu te mai certa cu mine, te prind în biserică. Cum ai ăsta, fără mânecele? Că și luai și o lujamină, tot așa e și lujamină. Da, dar știa și-a luat blană de asta, vezi, de vulpe. De vulpe asta e blana ori de porc. De căprioare, vezi, în roz. Îi dau alea cu tunițele să le pună pe gât. Este nepoata lui Mangea. Doamne ajută, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, Mangea. Da, mă, tătă, chiar nu genial. Trebuia să zic și eu Hristos a înviat. Cătăline, vezi, mi-a dus. Hai, spune aici la lume. Hristos a înviat, prieteni. Adevărat a înviat. Uite ce-am pățit el, că mi-a zis Cătălin Hristos a înviat și eu am zis de mâine eu zic Hristos a înviat, că n-a da. Și uite ce-am căzut, ce-am făcut la mână. S-a negrit toată mâna. Prieteni, cam atât pentru azi. Eu vă doresc un Paște fericit. Doamne ajută la toată lumea și vă doresc distracție plăcută în continuare. Că dacă nici azi
azi să nu meargă muzica, astăzi să ne distrăm pentru că e învierea Domnului Iisus Hristos. Așa că încă o dată vă zic că Hristos a înviat. Așa, vă mulțumesc pentru răspuns, pentru că sunt conștient că sigur veți răspunde cu adevărat a înviat. Revenim cu alte vloguri pe canalul Cutunița și sper că v-a plăcut vlogul de azi. Ați văzut cum e tradiția, noi trebuie să împărțim Paștele la neamuri și la alții care găsești în stradă, care noastre pirandele ies în stradă și astea, multe și altele. La revedere și Doamne ajută la toată lumea. Dacă azi nu revin cu vlog, să știți că m-am îmbătat, recunosc azi 100% că dacă nu revin cu vlog, să știți că m-am îmbătat. Dacă apuc să plec pe la neamuri, ba acolo, ba acolo, azi oricât, sigur o facem lată, n-ai cum, azi să n-o facem. Dar revenim cu friptanele, cu meluțul la o tavă. O să vă filmăm când vin musafirii, când ce facem noi aici. Păi și dacă mă îmbat cu Tunița și eu. Păi ce contează? Nu sunt eu beată. Bine că te îmbesc tu și rămân eu. Vreau să te îmbesc și tu cu mine. Și eu. Am mai căzut el și a zis lumea că am căzut beată. Să facem șampania, să ne turnăm pe noi, așa. Dar trebuie să ciocnim un par de șampanie, că era ziua ta și n-am ciocnit. Opa, a venit, să știți că avem o problemă cu cioara, uita ce mare. Mamă, ce mare e. Am mâncat iar ouăle toate. Deci 20 de ouă ne-a mâncat cioara, fraților. Iar le-am uitat reclamație afară. În ziua de Paști. A uitat afară 20 de ouă, praf le-a făcut cioara. Și ai văzut acum iarăși că se uita acolo să vadă cum ai ce-a rămas. Pe tine, că-i frig. Eu... Ai învățat-o iarăși cu de astea și acum cioara va fi prezentă întotdeauna, îți va lua mâncarea de aici. Numai aici nu intră, ea că n-are cu ce să caute aici. De unde poți să știi că vine și aici? Nu are cum, liniște. Păi bă, dar ce mare e, cât un cocoș. Păi se lansează așa. Și ce-a făcut vata? A uitat ouăle, numai mi le-a dus în frigider și a rămas într-un castron afară pe masă. Nu e cioară, e cioroi, cred că. Nu știu ce, spuneți voi, e ceva... 20 ouă. Gri, păi da, e cioroi, că e al mare. Da, hai că vă las. Hai, Paște fericit la toată lumea, Doamne ajută, la revedere și numai bine, fraților.